Paști. Acer a lansat în cadrul evenimentului global ce a avut loc recent la New York noile modele ale notebook-urilor populare din seria Aspire. Echipate cu Windows 10, seria Aspire bifează cu brio criteriul design și, atenție, nu dezamăgește la capitolul putere. Acer Aspire 7 este dedicat celor care își doresc un notebook performant și ușor de luat oriunde, cum ar fi designerii și creatorii de conținut. This model this is fully metal case with metal this part and metal upper part. It has also narrow bezels. It has a new CPU from Intel 9th generation and also new graphics from Nvidia. So this is really balanced model which could be used also sometimes as gaming model because it has quite powerful GPU and powerful CPU and in same time it has really classic design, you know, without any aggressive things. All the ports that you need, really powerful cooling system. Utilizatorii se pot conecta pentru acest ușor și mai sigur printr-o simplă atingere a cititorului de amprente integrat prin Windows Hello și pot lucra confortabil în orice mediu cu ajutorul tastaturii iluminate. Seria Acer Aspire 7 va fi disponibilă din luna iulie la prețuri începând de la 999 de euro. Pe de altă parte, Acer Aspire 5, care va costa 499 de euro și care ajunge pe piață în august, este destinat utilizării de către familie, blogări, fotografi și pasionați care au nevoie de computere mai puternice cu funcții variate. It has new configuration with Core i7 CPUs with new Nvidia 250 GPU and it has also full HD screen with narrow borders. Designul cu rame înguste de 7,82 mm oferă mai mult spațiu pe ecran, iar prin tehnologia True Harmony, Acer marchează la capitolul sunet. Ultimul laptop din modelele noi, Acer Aspire 3, este bun pentru muncă, școală și divertisment. Vine în variante de ecran Full HD de 14, 15,6 și 17,3 inch. Și dacă designul este unul clasic, la putere bifăm procesoare până la Intel Core i7 din a 8-a generație, cu grafică Nvidia GeForce MX 250. Noile laptopuri din seria Aspire 3 vor fi disponibile din luna mai la prețuri începând de la 370.